Am plecat din parcare în a doua arie de examinare posibilă, în funcție de decizia polițistului. Suntem în Ploiești, unde știți foarte bine, s-au mai schimbat lucrurile în privința examinării auto. În prima parte v-am prezentat ieșirea spre zona Lupeni, spre Mihai Bravu, cu posibilele variații. Acum Cosmin Gheorghe de la CCC Admis, cred că e unul dintre cei mai calmi instructori și mai buni pe care i-am cunoscut și am cunoscut destui. Nu te laud, dar da. E o realitate. Așa, cu multă plăcere. Cosmin ne va conduce în cea de-a doua arie și vom simula și aici un traseu posibil. Vă reamintesc, ca și în prima parte, ține de decizia polițistului examinator. Dacă veți vira la un moment dat stânga sau dreapta pe acest traseu, are această posibilitate și decizia aparține. O să te rog și aici să-mi spui care sunt punctele sensibile, unde se încurcă cei mai mulți. Din parcare de la plecare, da. Ce punctele sensibile, aici ține de îndemânarea fiecăruia, de atenție, uite, de viteza de reacție. Cosmin, chiar aici în față, dacă ne luăm după marcaje, am fi obligat să intrăm doar pe partea asta și abia aici. Aici să ne, aici să ne încadrăm. Pentru centru. Pentru centru. Dar acum o să virăm stânga spre gara de sud. Marcajele au fost făcute într-un mod oarecum bizar aici și știu că foarte mult și din șoferii experimentați cam evită o colesca asta, tocmai pentru a nu sta foarte mult, dar fie da. Foarte mult timp acolo. Da, se mai practic. Și manevra asta. E, dacă polițistul vede că ai făcut asta, te depuntează. Și să nu vă imaginați că dacă în practică se poate, să nu vă imaginați că la examinare polițistul va trece cu vederea. Exact. În niciun caz. În niciun caz nu va trece cu vederea și vă va depunta. Aici, în fața gării de sud din Ploiești, din nou o zonă sensibilă. Da, este destul de dificil aici. Și o să virăm dreapta și ne întoarcem în sensul giratoriu din capătul bulevardului. Aici trebuie să fii atent la tramvaie, la pietoni. În general, pe această trecere sunt din valuri, nu se opresc. Dacă vă gândiți cumva să vă strecurați printre ei, să știți că este o greșeală care vă poate face să picați examenul. Atât timp cât sunt pe trecere, trebuie să stați, să așteptați să treacă. Vom vorbi și despre asta într-o altă ediție, gradul de civilizație, cum ne mișcăm pe trecerile de pietoni, cum înțelegem să fim responsabili, să înțelegem că și șoferii trebuie să treacă și că nu putem circula, cum spune românul, în dolul lei. Bun. Acum se poate și pornim către Bulevardul Independenței. Aici foarte mulți conducători auto nu observă indicatorul de oprire la pătrunderea în sensul giratoriu și transformă în cedează trecere. Acolo avem un mare stop, iar la stop mașina trebuie să înghețe pe loc. Nu încetinești ca la cedează trecere. Am făcut și sensul giratoriu, am trecut și pe lângă fântâna arteziană din fața gării de sud. Spunea Cosmin, aici e cam durere la examinare, este un traseu considerat a fi mai greu decât celălalt spre Lupeni? Da, aici e mult mai greu, fiind trecerile astea de pietoni, care rar să nu întâlnim pietoni în traversare și sunt destul de lungi. Plus, tramvaie, trafic intens. Și acum ieșim iar într-o zonă pe care mulți nu o respectă. Aici este partea cu prioritatea. Și de curând sunt... Și aici, atenție, aveți stop.
Deci nu încetiniți, ci încercați să vă uitați pe geam să vedeți dacă vine cineva dinspre, dinspre giratoriu în urcarea podului, ci pur și simplu opriți pentru a vă asigura, pentru că altfel riscați să picați examenul. Aici știm noi, ca șofer cu experiență de atâta timp, că dacă nu ești atent, te trezești câteodată. Da, da. Cu câte unul urcând brusc, ieșind brusc în fața ta în timp ce tu urci pe drumul prioritar, el nu face stop, are senzația că poate să respecte semnificațiile unui indicator, cedează trecerea sau nici măcar atât. Da. De curând a fost limitată viteza și pe pod, la 30 de km la oră. Da, vedeți că este un aspect foarte important, da. Da, noi am relatat pe larg povestea asta acum câțiva ani, când era evident că acest pod necesită intervenții serioase pentru reabilitare. La momentul respectiv s-a luat decizia de a se închide pentru câteva zile, a fost verificat și a spus nu. E în regulă, nu e absolut nicio problemă, dăm drumul la circulație. Au dat drumul la circulație și iată că au revenit, acum confirmându-se în urma unui studiu faptul că podul respectiv este un real pericol. Și atunci aveți această limitare pe pod de 30 de km la oră. Ea este acum marcată și cu indicatoare rutiere, așa că dacă nu respectați și depășiți viteza în zona respectivă, din nou probleme la examinare. Spune-mi, te rog, de aici din nou se poate, cam până unde se poate ajunge și care mai sunt variantele de la acest giratoriu? Aici noi o să ne întoarcem pe celălalt sens de mers. Se mai pot. Adică un traseu mai este stânga spre Oxigen, cum se știe. Nu știu cum se numește. Fostul Protan, nu? Fostul Protan. În dreapta către fost rafinăria Astra și se iese la podul de lemn. De lemn. Și acolo mare atenție la podul de lemn, la prioritate, din nou o zonă cu probleme pe care mulți cu experiență nu înțeleg nici acum. Mi-e greu să înțeleg, da, ce nu înțeleg ei din povestea aia. Dar din nou este o zonă în care puteți avea dificultăți în timpul examinării dacă nu respectați regulile de circulație. Bine, asta se întâmplă oriunde, dar zonele astea ceva mai sensibile, unde te asiguri mai greu, unde poate nu ești atent la semne și ai senzația că ai prioritate, dacă ai condus după senzație, e picat examen. Da, acolo mai induce în eroare cumva indicatorul de drum cu prioritate, dar nu analizează și panoul adițional care arată care este drumul cu prioritate spre dreapta și probabil că asta îi încurcă. Ne vom apropia acum de încheierea celui de-al doilea posibil traseu. Vă reamintesc. Parțial, da. Vă spuneam, cu mici variații puteți, la decizia polițistului examinator, să virați stânga sau dreapta pe unde vă solicită, pe anumite străduțe. Vă reamintesc, spuneam că prima arie pe care am luat-o în calcul este cea spre Lupeni. Cosmin a spus că aceasta a doua, ieșirea din parcarea Prahova Value Center spre sud, spre gara de sud, este ceva mai dificilă. Trebuie să fiți foarte atenți la pieton, la tramvaie, la tot ce înseamnă prioritate, la toate indicatoarele rutiere și nu sunt puține. Încheiem aici cel de-al doilea traseu. Ne-am întors de unde am pornit și nu ne rămâne decât să îi mulțumim lui Cosmin pentru amabilitatea de a ne prezenta posibilele trasee de examinare.